Se apropie Sfintele Sărbători Pascale. Vă doresc tuturor din suflet multă liniște, sănătate, să petrecem aceste sărbători frumoase în sânul familiei și să ne bucurăm de primăvara și căldura care vin cu toții în mijlocul comunității. Hristos a înviat, Paște fericit! Pentru că ne aflăm în preajma uneia dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății, și anume învierea Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că ne aflăm și în proximitatea zilei de 1 mai, așa se nimerește, aș vrea și eu să transmit consătenilor mei, conjudețenilor mei, românilor și tuturor românilor din țară și de peste mări și țări. Le doresc sărbători pascale cu bucurie, cu înțelegere, cu decență, cu frumusețe și mai ales cu toleranță. Spun asta pentru că urmează o perioadă extrem de densă. Știți bine, alegerile parlamentare și locale nu ar fi trebuit să avem evenimente deosebite, să fim mai toleranți și decenți. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și Hristos a înviat. După înviere, Mântuitorul s-a arătat mironosițelor și le-a spus: bucurați-vă. Apoi s-a arătat apostolilor și le-a spus: nu vă fie frică. Toți cei care avem călăuzitor pe Iisus Hristos trebuie să credem în cuvintele Lui și să nădăjduim că doar în credință putem să mergem și să biruim în această lume. Lumina învierii să vă aducă liniște, pace, sănătate, împliniri și sărbătorile pascale să le petreceți cu bine alături de toți cei dragi. Hristos a înviat!